Este o echipă care pare în formă bună, este acolo sus în campionat, dar cred că suntem favoriți. Suntem favoriți datorită faptului că avem o echipă mult mai bună, superioară, dar asta trebuie să o demonstrăm în teren. Noi, în general, pe timpuri eram specialiștii cupei. Ne plăcea foarte mult cupa și uite, echipa a jucat o finală pe care am câștigat-o și suntem aproape de a doua finală. Și sper să o câștigăm și pe asta. Da, viitorul Pandurii Tehnologie Buturuga Mică. Da, eu am trăit multe momente, mai ales în Spania, cu Real Sociedad. Ne-au eliminat echipe de a treia divizie. Deci nu e ușor, pentru că noi, în general, fotbaliștii, tindem să jucăm relaxat, pentru că considerăm că suntem favoriți, că jucăm cu o echipă de nivel inferior, nouă, și de asta de multe ori se plătește. Și mă uit și la marile echipe din Spania. Uite la Real Madrid, sezonul actual, a fost eliminată de Alcoyano. Numai că consider că vom trata meciul cum trebuie și ne vom califica în final. La Severin, la viitor, un severinean moldovean va face Stoican. Da, un antrenor care văd că este de ceva timp în top, a antrenat multe echipe în prima divizie și face treabă bună acolo la viitorul, la Pandurii. Dar, îți repet, eu cred că dacă băieții noștri vor trata meciul cum trebuie, nu vom avea probleme. Ar fi frumos să asistăm la o finală Universitatea Craiova Dinamo? Și mai ales cu public. Ar fi, cred, cea mai frumoasă finală, pentru că și Dinamo are o galerie foarte frumoasă. Nu mă așteptam totuși să ajungă așa departe, pentru că vezi un campionat, echipa nu joacă, nu are o regularitate care să-i permită să intre în play-off. Mie mi-ar fi plăcut pentru că Dinamo juca de la egal la egal cu orice echipă, cu FCSB, cu Cluj, cu noi, și de asta era un atut important pentru Craiova să fie Dinamo acolo. Geri Gane se pare că s-a despărțit de Dinamo. Da, îmi pare rău pentru că a făcut treabă bună, totuși într-un moment foarte complicat, poate cel mai complicat meci din istoria recentă a lui Dinamo, și îi urez tot binele din lume și multă baftă. În afară că e finul meu, țin foarte mult la el pentru că e un tip deosebit. Tu știai ceva de acest spaniol care a venit la Dinamo? Știam de mult și am vorbit, singurul care m-a ascultat a fost Cornel Dinu. I-am spus lui Mister că nu este ce trebuie. El a vrut să cumpere și Almeria pe timpuri și trebuia să aducă o garanție și n-a adus-o, de vreo 3 milioane. Nu mi-a plăcut ce a făcut acest domn. Adică te așteptai să fie un pistol cu apă? Nu, da, la el m-am așteptat la ce mai rău. Și uite, s-au adeverit vorbele mele. I-am spus lui Cornel, cum ți-am spus și înainte, i-am spus că nu este un tip ok. Și uite, s-a dovedit că am avut dreptate. Dinamo din nou în play-out. Păi nu s-au făcut bine, Cristi, lucrurile la club. Înțelegi? Au lăsat un club mare, totuși, să fim serioși. Dinamo e un club cu o istorie în spate, un club puternic în fotbalul nostru și a intrat pe mâinile unui nei ca nimeni. Îmi pare rău, dar asta e situația. Înțelegi? E păcat. Lupta la titlu, cum o vezi? Are Craiova a treia șansă? Nu știu, Cristi. Eu cred că toți plecăm cu 33% în această luptă. Vor fi înjumătățite punctele și va fi luna aia care se pot întâmpla multe. Multe. Poate noi ajungem la forma maximă. Înțelegi? Pentru că de când a venit Mister, pare că suntem o echipă foarte, foarte serioasă în apărare. Ne costă un pic să marcăm, dar servește câteodată și 1-0, 0-1. Acum, cele trei etape, ultimele trei etape, decid configurația în clasament, CFR, FCSB, FCSB, Craiova și Craiova? Da, nu contează foarte mult. Pe mine mă va interesa foarte mult play-off-ul. În momentul în care vom ajunge acolo și ne vom bate cu ei, acolo va fi important să prindem vârful maxim de formă. Mihail, îl vezi în tricoul lui Real Madrid? A, Cristi, e greu și e mult de muncă să ajungi la Real Madrid. Înțelegi? Pare că și-a intrat un pic în mână, are o formă bună în ultima lună,
dar până la Real Madrid e departe. Eu îți dai seama că aș vrea și m-aș bucura enorm pentru că un copil, un puș talentat, el oltean de-al nostru practic și aș vrea, dar repet, nu mai se naște așa ușor un Hagi să ajungi la Real Madrid. Care este puștul momentului, Octavian Popescu sau Valentin Vieira? Pentru mine Vali, îți dai seama. A jucat la noi, ne-a dus bucurii foarte multe în ultimul timp. Am auzit că și puștul, l-am văzut foarte puțin, nu pot să mint, l-am văzut foarte puțin, am auzit că e un copil foarte talentat, dar e mult de muncă, nu e ușor să ajungi la un nivel mare, să fii top. Trebuie să joci la echipa națională, trebuie să joci în Europa, în cupele europene. E mult de muncă. Nu e ușor să fii fotbalist. Facem o surpriză la campionatul european de tineret, Under 21? Eu cred că o să facem o surpriză bună pentru, și o impresie bună pentru că e o generație talentată. Eu cred că e un antrenor care e foarte bun la motivație, pentru că mă uit la Zidane și toată lumea spune același lucru. Zidane nu e un mare antrenor, sincer, dar e un motivator extraordinar. Știe ce vrea de la jucători, știe cum să le vorbească jucătorilor și asta e un lucru foarte, foarte pozitiv, enorm de pozitiv pentru un mister. Întâlnim Olanda din nou. Da, nu mi-e frică de Olanda, mie nu mi-e frică de nimeni. A, că-i respect și știu că poate sunt peste noi în unele lucruri, dar ca și talent, noi românii am fost tot timpul talentați. Numai că la noi a fost problema cu mentalitatea și continuă văd să fie aceeași problemă în momentul actual. Mi va fi greu cu Germania fără Mirel Rădoi? Ai auzit că a fost... Da, cu COVID, am auzit. Ne va fi greu? Nu știu până în ce punct ne va fi greu. Eu cred că și Dică e capabil să ducă echipa națională unde avem nevoie. Și îți dai seama, Mirel va fi tot timpul acolo. Și mie mi se pare la fel, Mirel, un antrenor care nu are experiență, dar mi se pare un bun motivator. Să știe să vorbească cu colectivul. Simpatia ta, Mitriță, n-a fost convocat. Păi e o greșeală mare. Da, dar nu mai spun nimic. Pe Pitic nu pot să nu-l chem la echipa națională. Oriunde ar juca. Pentru că talentul care l-are Mitriță nu-l prea are nimeni. Și îmi pare rău să o spun la echipa națională.